Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi vreau să vă prezint 3 produse destul de mișto pentru gaming, desigur. Adică nu e mare parte aici pe stand gaming, așa că asta o să și avem. Avem 3 controlere, tot de la Steelplay. Dacă țineți minte că v-am prezentat acum ceva timp acel kit de streaming, HD streaming, care avea și microfon și green screen și toate alea. E bine, aici avem 3 controlere pentru console, dar care merg și pe PC. Unul dintre ele, mi se pare că unul dintre ele sunt compatibile și cu PC-ul. Avem un controller prima oară de Switch, sau mai bine zis, avem aceste twin pad-uri pentru Switch. Știți foarte bine că Nintendo Switch are acele controlere detașabile de pe margine. Ei bine, pot fi înlocuite cu acestea. Și după cum bine știți, acele tind să se useze destul de repede, așa că ăsta s-ar putea să fie un locuitor destul de mișto. Apoi avem din nou un controller pentru Switch, care este un fel de pro controller. Ăsta, sincer să fiu, mă interesează destul de tare. Am mai văzut conceptul ăsta undeva, dar să am și în mână asemenea concept pare ceva destul de mișto. Este, după cum vedeți, un fel de controller convertibil, interschimbabil, modificabil. Era un termen special pe care îl foloseau oamenii când descriau acel mouse, dacă mai țineți minte, cu bucățele din, făcut din bucățele sau ceva. Și desigur, nu în ultimul rând, avem și un controller de PlayStation 4. Da, asta este de PS4, nu este de PS5. Chiar am curios văd dacă vin deja controllerele aftermarket de PS5, dar ăsta arată destul de interesant. Sunt curios cum funcționează, sunt curios dacă merge și touchpad-ul de pe el, pentru că asta e cea mai mare chestie când vine vorba de controller, dacă toate funcțiile sunt disponibile pe controlerele astea aftermarket. Dar ăsta este disponibil și pentru PC și cred că și pentru PS3 chiar, așa că v-ați scos dacă e să luăm așa. Dar are niște chestii în plus care fac cumva bătrânul controller de PS4 să fie puțin cam șters. Și cred că o să începem cu el, ținem cont că și alte două sunt pentru aceeași consolă. Hai să vedem noi care cum stă treaba. Hai să le și deschidem frumos pachetelul aici. Am unealta potrivită pentru a deschide ambalaje, că e o scobitoare. Ca să înțelegeți, și am o scobitoare ca să deschid lucrurile aici. Nu mi-am luat și eu un cuțit, nu m-am pregătit cu nimic. Efectiv, mi-am luat ăsta aici în brațe și am zis, bă, hai să le prezint că tot le-am de ceva vreme. Și o să încerc să vă dau părerea cât mai onestă posibilă. Și desigur, dacă vreți să aflați mai multe despre produsele astea, o să aveți niște link-uri în descriere care să vă trimite către fiecare produs în parte. Mi se pare că am link-uri individuale. Deschidem frumos el aici, văd că te întâmpină direct cu un mesaj de atenționare că acest dispozitiv funcționează pe X console sau platforme și, asta e așa că era să plec cu totul, este wireless, ok, deci controlul de PS4 este cu cablu pentru încărcare, vine și cu un stick de wireless. Am crezut că e un buton aici, dar nu e un buton, ăsta să știți că nu e un buton, dar cred că îl băga și atâta. Și hai să vedem controllerul în sine, să vedem ce știe el să facă. Mă, la prima vedere, pare destul de standard ca oricare alt controller pe care îl luați de pe piață. Din nou, nu știu dacă touchpad-ul e funcționabil. Văd că merge să apeși pe el, dar nu știu dacă are și funcția de touch. S-ar putea ca acest lucru să lipsească. Eu doar dau cu presupusul acum, nu vorbesc garantat, adică nu văd să scrie treaba asta, da, nu vă să scrie. Dar în mare parte nu mai toate jocurile folosesc genul ăsta de funcție. Ok, ai butonul de turbo, clasic butonul de turbo când vine vorba de controlele aftermarket, ai butonul de share, butoanele speciale de PlayStation, din păcate Sony cred că le dă copyright dacă folosesc butoanele lor, așa că trebuie să pună 1, 2, 3, 4 și chestii genul ăsta. Da, nu e ok, adică deodată ce te-ai obișnuit cu poziționarea lor, n-ar trebui să fie o problemă. Ai și banda de LED, destul de făinuț. Dar ce are ăsta în plus, din ce văd eu aici? Are un jack, cred că jos aici, și aceste palete care cred că pot fi modificate în așa fel încât să fie scurtături pentru diverse butoane. Cred că cel puțin pe PC puteți să îl setați mai ușor, dar pe PlayStation 4 s-ar putea să fie nevoie să folosiți cum se cheamă, să folosiți setele default. Îmi place celor culoarea, e super smooth în mână, ceea ce e super bine. Ce mi se pare așa ciudat, aceste trigger-e destul de lungite și ciudățele, dar în rest, butoanele se simt destul de ok, nu simt ca un acel click încă să zici că se agață sau ceva și nu poți zici că e chiar un material ieftin, cum probabil ați crede unii dintre voi. Deci, eu zic că e un
locuitor destul de fenuși, adică poți să-l ai pentru PC sau poți să-l ții acolo pentru când vrei să te mai joci cu cineva pe PS și nu vrei acum să te arunci pe un controller de PlayStation 4 normal. Ok, să dăm ăsta deoparte. Să dăm ăsta așa frumos deoparte. O să trebuie să eu după aia să le aranjez, să fie drăguț. O să începem cu ăsta mai micuț de Switch, pentru că ăla mare chiar vreau să-l las la urmă, că pare interesant rău de tot. Avem aceste twin pad-uri de Switch, care văd că vin și cu ceva în plus. Au, vin cu siguranțele să nu vă dispară. Și vin și cu cabluri de încărcare. Două chiar, deci acest cablu se împarte în două. Uite, ca să vedeți și voi mai exact, se împarte în două. Nu prea s-a făcut focus acolo, dar să zicem. Și avem aici aceste două controlere sau paduri pentru Switch. Din start pot să zic că sunt mult mai ok decât cele de la Nintendo Switch. Cele de la Switch au thumbstick-urile foarte bombate și tind să vă patineze degetele. Astea sunt ca la PlayStation, gen poți, îți îngroapă degetul în ele, ceea ce e perfect. Și pe lângă asta sunt un material care să o leacă așa mai puțin alnecos față de cel de la Switch normal. Acum nu știu cât de repede o să facă drifting, că știm foarte bine că cel de la Switch normal tind să facă drifting destul de repede. Văd că au iluminarea exact ca la Switch-ul normal, ai și butonul de pair și toate alea și cred că intră foarte bine și pe acel suport de controlere, dar... L-am la îndemână, știi? Adică aveam ăsta de controler la îndemână. Ok, asta e o altă chestie care nu o să funcționeze, nu o să poți să-l pui pe ăsta. Deci... Ok. Ăsta-s clar... ca să-ți înlocuiești direct pe consolă, dar nu-s pentru a le pune pe acel ăla, știi, că avem un fir de păr mai rebel, deci nu-s pentru a le pune pe acel suport ca să le faci controller. Și au aici loc unde să vi le încărcați. Desigur, acum am realizat și eu chestia asta, ele nu se vor încărca dacă le pui în ăsta, pentru că n-au, cred că, marginile alea metalice pe care se transmitea curentul. Așa că trebuie să le încărcați folosind cablu USB, dar asta nu e neapărat o problemă. Îs cei drept mult mai confortabile fiind mai bombate și cred că sunt mult mai ok pentru Switch. Acum depinde fiecare cum preferă controllerul de Switch. Ok, o să dăm astea deoparte, de două, și să trecem la ultimul produs care pe mine m-a fascinat ceva mai tare, pentru că sunt tare curios să vedem cum se prezintă acest controller interschimbabil, cu modular, frate. Ăsta era termenul pe care îl căutam eu. Deci ăsta este un controller modular. În afară de cărticele nu mai era nimic acolo important. Aia este. Și avem controllerul de Nintendo Switch, sau mai bine zis Pro Controllerul. Bă, ca și prima impresie arată destul de bine. Am și Pro Controllerul normal. Și dacă e să luăm așa, vedeți, arată cât de cât identic. Nu e cu nimic în plus sau minus, dar layout-ul este asemănător cu cel de pe Switch, adică este același. Ai cam aceleași butoane, ai home în mijloc, exact cam acolo. Ai butoanele clasice, adică exact ca pe Switch, Y, X, A, B. Ai joystick-urile, ai D-pad-ul, ai încărcarea Type-C, ceea ce e super bine. Ai butoane normal cu ZL și ZR, dar ai în plus ceva jos, vedeți, au și ceva de audio și aceste rampe sau clape, pardon, de R1, R2, L1, L2. Cred că din nou sunt scurtături pentru gen când apeși pe joystick sau pentru diverse combinații de taste care v-ar putea ajuta. Și văd că aici în centru, chestia asta cred că se dă jos sau ceva, cred că trebuie să tragi tare de aia, dar ideea e că, în ce văd eu aici, avea un buton open, ăsta văd că se prinde magnetic de controller. Și văd că poți să adaugi, cred că și aici e un loc pentru un USB sau ceva, cred că e pe aici pe undeva vreun stick USB care să fie băgat acolo sau cine știe, încât să ai wireless, cred că pe PC sau ceva. Dar e foarte interesant cum e construit aici. Așa, și din câte văd eu, îl duci așa și scoți. Ce drăguț, și așa arată pe spate, by the way. Deci arată așa pe spate și asta arată controllerul cu gaură aici și după aia tu poți să schimbi cum vrei toate, poți să ți-l faci ca la PlayStation, gen vreau să mut joystick-ul de aici, thumbstick-ul de aici, îl duc frumos aici la mutat jos, la fel și cu D-pad-ul, îl duc aici și acum poți să-i schimbi și capacul de aici. Hai să punem un albastru,
un albastru din ce am eu aici. Mai am un negru, roșu și avem și albastru. Și bam! Avem un nou controller. Ok, chestia asta e destul de făinuță. Acum, din nou, rămâne de văzut să vedem și cât de rezistente sunt, dar ca și prima impresie sunt niște gadget-uri de gaming destul de impresionante, dacă e să mă întrebați pe mine. Cum am spus, dacă vă interesează fiecare produs, aveți un link în descriere direct către fiecare produs individual și dacă aveți vreo întrebare, puteți să-mi adresați în comentarii, poate o să încerc să vă ajut cu cine știe ce legat de produsele astea. Dar cam asta ar trebui în acest video, am vrut doar așa să vă prezint aceste produse, sper că v-au plăcut, iar dacă v-au plăcut știți foarte bine ce aveți făcut, nu uitați, dați like, subscribe și așa și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!